S-a instituit comisia în următoarea conferință. Ana Bordeanu, vicepreședintele Raionului Soroca, președinte al comisiei. Victoria Mănăscurtă, specialist secție economie Soroca, secretarul comisiei. Membrii comisiei, Iulia Tănase, vicepreședinte al Raionului Soroca. Leacu Angela, șef secție economie Soroca. Aliona Andriuța, șef Direcția Agricultură și Alimentație Soroca. Igor Velicco, șef Direcția de Servire Fiscală Soroca. Lilia Catruc, director Camera de Comerț și Industrie Soroca. Grigore Bucătaru, șef Secția Cultură și Turism Soroca. Liliana Babără, director Incubatorul de Afaceri. Tudor Moraru, șef ANSA Soroca. Și acum, permiteți-mi, cu mesaj de felicitare, să invit în fața dumneavoastră pentru toți antreprenorii, vicepreședintele interimar al Raionului Soroca, președinte al comisiei, doamna Ala Bordeanu. Dragi antreprenori, domnilor, doamnilor, onorată asistență. Ediția de astăzi este cea de-a 15-a ediție a concursului Cel mai bun antreprenor al anului. Vreau să vă comunic că este o ediție aniversară, dar scopul acestei ediții este de a scoate și a pune în valoare istoriile de succes și rezultatele remarcabile ale antreprenorului din Raionul Soroca, de a promova activitatea acestora și de a scoate în iveală toate rezultatele remarcabile. Provocările anului 2020, pandemia și seceta nemiloasă au dat multe griji. Dar dumneavoastră, în profita tuturor ispitelor, continuați și activați. Prestați locuri de muncă, prestați servicii, produceți bunuri, produse alimentare. Permiteți-mi să-mi exprim profundă recunoștință din numele Consiliului Raional și din numele meu personal. Ați înfruntat un an greu, un an cu ispite, dar greutățile acestui an pandemic au dovedit că sunteți puternici și puteți exista și totodată ați demonstrat că nu există provocări fără soluții. Noi ne mândrim că avem în teritoriu astfel de antreprenori și în continuare mizăm pe activitatea dumneavoastră și totodată sperăm de la dumneavoastră să primim o lecție de rezistență. Suntem ferm convinși căci întreprinderile noastre au potențial de a crește și vor contribui și în continuare la dezvoltarea economiei atât a raionului cât și a întregii țări. Am demonstrat aceasta în anul 2021, căci prin susținerea Guvernului, prin unitate și colaborare, astăzi ne bucurăm de primele indici ale secerișului. Vă mulțumim! Strategia de dezvoltare economico-socială a Raionului Soroca pentru anii 2021-2024 pune accent pe dezvoltarea agenților economici cu scopul de a aduce plus valoare la bugetul local. Ne propunem în viitor informarea dumneavoastră cu privire la oportunitățile de finanțare din diverse fonduri, programe și proiecte în derulare, la care puteți aplica pentru dezvoltarea afacerii dumneavoastră și posibilitatea de a concura și în continuare la concursurile organizate de Consiliul Raional și nu numai. La ediția din acest an au primit curs la invitația noastră 59 de oameni de afaceri în comparație cu 23 de la prima ediție. După ce au fost evaluate toate condițiile eligibilității, în concurs au rămas 44 de antreprenori. Astăzi țin să vă aduc felicitări și recunoștința întregii societăți, dar și aprecierea celor cu care colaborați.
Să vă doresc în continuare ca biruințele să vă urmărească pretutindeni. Cu această biruință care ați obținut-o astăzi, din numele Consiliului Raional, din numele președintelui Raionului, vă doresc, vă fericit și vă doresc numai bine. Țin să vă comunic că și în continuare Consiliul Raional Soroca rămâne deschis pentru colaborare și vă promite susținere și suport. Felicitări pentru concursul de astăzi. Vă doresc să vă simțiți bine aici, la voi, la această sărbătoare. Mulțumim frumos! Și acum vreau să ofer cuvânt de felicitare domnului Vladimir Cevan, șeful Oficiul Teritorial al Cancelariei de Stat Soroca. Stimați antreprenori, onorată asistență, îmi face mie deosebită plăcere să fiu astăzi alături dumneavoastră la acest eveniment important când se fac totalurile activității economice pentru anul 2020. După cum a accentuat doamna președinte, istoria acestui concurs este destul de veche, dar eu țin minte și mai vechincă, pentru că este vorba și Clauda de Sine numeroase bine, dar eu sunt cel care în anul 2000, pentru prima dată, Camera de Comerț, care era județul Soroca, am organizat acest concurs în cadrul județului Soroca, la care au participat antreprenori din toate trei raioane, Drochia, Florești și Soroca, și după mine, după statistica mea, el are astăzi a 21-a de aniversare. Chiar în sală sunt prezenți și unii care au participat la primul concurs. Este Sfântul Pecțiunea Alfa Nistru, domnul Cibătari Pavel de la Oclanda și mulți alții care pe parcursul anilor au dat dovadă de cunoștință, de competență și au menținut ritmul ca să fie în pas cu dezvoltarea economică. Deci pentru a avea o economie puternică, este nevoie de o clasă de oameni de afaceri bine instruiți, care să producă produse noi și servicii utile, care rezultat să genereze valoare adăugată, pentru că datorită dumneavoastră, deci se îndeplinesc acei indicatori ai bugetului care permit guvernului să-și onoreze obligațiunile față de pensionari și sectorul de stat, să achite salarii și pensii, dar și de păturile social vulnerabile. Deci, datorită competenții și inscusiții dumneavoastră, datorită, să zicem, curajului, pentru că activați în condiții destul de dificile, cu atât mai mult ca anul trecut a fost un an deosebit, un an pandemic, care a fost cu restricții, dar totuși dumneavoastră astăzi și noi împreună dumneavoastră trebuie să ne bucurăm de cele succese care le-ați capătat, de acei succese care ați organizat activitatea întreprinderilor pe care le gestionați și aveți succese. Doresc și în continuare ca aceste buni indicatori care i-ați dobândit parcursul anilor să creați noi locuri de muncă, să creați noi produse care să fie competitive atât pe piața internă, dar și cea externă. Pentru că Raionul Soroca se mândrește cu dumneavoastră, cât de cât și noi avem, zicem așa, o economie care e în dezvoltare. Dumneavoastră reprezentați Raionul Soroca la nivel republican, dar și la nivel internațional, participând la diferite expoziții și alte manifestări care se fac. Deci eu doresc să vă duc sincere mulțumiri din partea mea personală, ca reprezentantul Guvernului Teritoriu, din partea Guvernului Interimar, să vă aduc multe sănătate, succese în continuare, liniște în colectivul dumneavoastră care îl conduceți și la anul viitor să aveți și mai mari succese. Felicitări și la mulți ani! Sărbătoare! Mulțumim frumos! În continuare vă propunem tuturor dumneavoastră spre vizionare un filmuleț video care va reda activitatea zilnică a antreprenorilor din Raionul Soroca, îndeosebi a celor care participă la concursul Cel mai bun antreprenor al anului 2020, realizat de publicația periodică Ziarul Nostru. Raionul Soroca.
întotdeauna s-a remarcat prin locuri pitorești, monumente deosebite și oameni frumoși, oameni care înfrumusețează locul. Oameni care contribuie la dezvoltarea și prosperarea Raimondului. În acest sens, începând cu anul 2005, Consiliul Raional, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie, organizează la Soluca evenimentul Antreprenorul Anului. Un costum vine să facă un bilanț al reușitelor înregistrate pe parcursul unui an ale agențelor economice care au contribuit la schimbări vizibile economice în comunitate și au dat dovadă de responsabilitate socială, cât și promovarea practicilor de succes în domeniul identificării celor mai competitive întreprinderi de Raimond. La concurs participă întreprinderile micro, mici și mijlocii cu sediul în Raimondul Soluca. Printre laureați se regăsesc întreprinderile de producere, construcții, comerț, servicii, mește populari, tineri antreprenori și cei mai activi participanți ai integrării în societate. În partea de nord a țării, Raimondul Soluca se impune ca o regiune bine dezvoltată, unde se cultivă cereale și leguminoase, corumb, floarea soarelui, rapiță. În ultimii ani se dezvoltă plantațiile de nivez, se construiesc frigidere. Cultivarea fructelor și legumelor determină prelucrarea acestora. În acest sens, la Soluca activează fabrica Alfa Nistru, care este unul dintre cei mai mari producători de conserve de fructe și legume din Moldova. Întreprinderea funcționează de 50 de ani, timp în care și-a câștigat pe bună dreptate un nume pe piața națională și internațională. Anul trecut, Alfa Nistru, în ciuda condițiilor nefavorabile, a vândut produse în valoare de peste 275 milioane de lei. Acum 17 ani în urmă, la Soluca am primele produse marca de Gusor, începând activitatea de la 7.000 de produse, acum numărul acestora a crescut la 114 denumiri de produse din carne, mezeluri și semifabricate. Administrația întreprinderii își adaptează permanent oferta de produse în funcție de cererea pe piață. Astăzi, compania are peste 100 de angajați care produc până la 40 de tone de produse pe lună. În anul 2020, vânzările companiei s-au ridicat la 25 de milioane de lei, iar întreprinderea își extinde constant aria de producție. Depot Sor are o sucursală comercială în Vâlți, de unde produsele sunt trimise în regiunile de nord ale Republicii. Drept urmare, deja al 6-lea an consecutiv, în cadrul Galii Business-ului Moldovenesc, organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Depot Sor primește premiul pentru realizări în domeniul calității. Întreprinderea din Soluca, care s-a remarcat în cadrul celui mai important eveniment al business-ului autohton, Gala Business-ului Moldovenesc, este SRL de Fucon, întreprinderea producătoare de fructe și legume uscate, administrată de Stella Cetulean, a fost premiată ca fiind cea mai reușită afacere de familie. Am reușit cu entuziasmă, cu nebunța, nebunoașă și lucrul pe care noi îl facem. De trecut anul 2019, ce am mai avut rezerve de acolo, în baza la aceasta am supraviețuit anul 2020, am mai luat și un credit ca să pot achita impozitele și salariile. În anul 2020, în această pandemie, am avut meeting ca să mă ocup asupra designului, balanșul nostru asupra site-ului, asupra omului pe care am activ nou. Am avut așa șansă să stau și să mă ocup mai intensiv produsul meu ăsta, mai solicitat, mai întrebat, cu care am făcut un export, am găsit să aparteneță în fie, un comparator să fie de mai multe ori, să putem fi competitive. Am participat în diferite proiecte care ne-au promovat, au scris despre noi foarte multe lucruri bune și frumoase. După ce am fost contactați în baza acestor reclamații bune despre noi, descriere frumoase, toți care ne-au cunoscut și au avut tangență cu noi, s-au stărit să ne promoveze produsele, munca care o facem și datorită acestor oameni buni, acestor proiecte multe, noi am putut supraviețui și merge înainte, sigur. În acest an,
tabără în cunoscut rugați ca pe oficial al campaniei de recoltare a cerealelor de lupante a avut loc în satul Dubna, la SRL Pisaroma, gospodărie condusă de Vasile Suchirca. Pământul a fost dintotdeauna prioritatea numărul 1 a agricultorului, fie că se regăsește în ranurile mănoase sau în inima livezilor. Recolta din acest an a fost din start una furnizătoare pentru agricultorii care și-au pus mari speranțe că vom reuși să adune la timp pâinea în hambare. În gospodăria lui Pavel Cevotar, mecanizatorii au muncit în sudoarea frunții pentru a vedea recolta adunată. Luând în considerație condițiile deosebite,
ne-am conformat cerințelor și anume am creat un program flexibil. Inițial a fost realizată instruirea la distanță. Am făcut instruire individuală, după caz, o durată mai scurtă a instruirii, precum și am pus accent precădere pe practica cursului. Nu există permanent numai curcușuri și trebuie să fie pregătită pentru situații excepționale care apar în cale. Clienții rămân întotdeauna pe primul loc. Asta susține Maria Grigoraș, administratoarea restaurantului Vistiul din municipiul Soroca. Toate eforturile sunt concentrate mereu pentru satisfacerea dorinței celor care deja de ani buni au devenit clienți fideli ai localului. Restaurantul Vistiul pentru mine înseamnă tot. Este activitatea mea, care activează din 2007. Prestăm servicii alimentare, avem clienții noștri, mă rog, cu gusturi rafinate, care pregătim bucate ca acasă, ca la mama acasă. Întrebăm în bucăie clientului clar lucru la orice pas. Anul 2020 a fost un an foarte greu pentru mine. A fost un an cu pandemie, dar noi am depus toate eforturile ca să nu ne închidem, să activăm lucrătorii, să-i ținem la nivel, să nu-i pierde. Când ne servești clientul și clientul rămâne mulțumit și îți spune mulțumesc din suflet. Am primit o plăcere care am mâncat, de exemplu, felul ăsta, să zicem, de exemplu, mămăricuța cu pești proaspăt, prăjit sau ceva. Și când el spune, am primit o plăcere din ceea ce a servit la dumneavoastră, te motivează să activezi, să activezi și vrei și ai și o dispoziție, ai o putere. Un bun gospodar întotdeauna insuflă încredere. Asta poate spune oricine despre Constantin Andreuța, directorul cooperativei de producere Piroca Agro. Agentul economic mereu amplifică procesul de implementare a noilor tehnologii în agricultură. Astfel, volumul serviciilor prestate de Piroca Agro e în continuă ascensiune. În 2010 ne-am deschis. De că avem 11 ani de activitate. Ne lucrăm cu mai multe domenii, importăm semințe, pesticide și comercializăm, avem terenuri agricole, ca producători agricole în jur de 500-600 de hectare în fiecare an, indicare 75 hectare de mereu. Anul trecut, 2020, să-și stare ne-a lovit foarte dur, din tot noi și-am avut cel mai mult am sperit cu porumbul, 170 hectare de porumb, noi ne-am strâns parte din ei, am făcut cea la frână. De atât am investit probabil peste 700.000 de lei și nu ne-am ales pe nimic. În rest, cealaltă e câmpuri fără soarelui, greu, cea la fructe, ne-am cumpărat cu o roană care a fost, care s-a fost bus, așa, în general, am și binișoară. Desigur, în agricultură trebuie să nu fie nimic la întâmplare. Să ne învățăm pe ce aveți spus atunci când se întâmplă, iată cum a fost anul trecut. În agricultură trebuie să facem la timp, să știi ce faci, cum faci, când și ce faci. Dacă aia este întrebarea răspuns, atunci ai rezultate frumoase. A fost creată recent, având drept scop crearea unui mediu educațional adecvat care să favorizeze dezvoltarea copilului cu probleme de sănătate, cu accent pe cele deficitare specifice. Serviciul oferă stimulare psihosenzoriomotorie prin includerea copilului în diverse terapii, ceea ce îi ajută să se dezvolte și să se integreze în comunitate. Centrul oferă instruire individuală și în grup, ocupații logopedice și diverse terapii ocupaționale. Este un centru creat la necesitatea copiilor din Raionul Soroca și ne ocupăm anume cu copii cu dizabilități, copii cu nevoi speciale, facem kinetoterapie, psihopedagogie și logopedie. Visul a fost încă să creez un centru multifuncțional pentru copii, pentru că sunt multe centre, dar care se, nu știu, se bazează doar pe o are, sau logoped, sau psiholog, dar niciunul nu are și kinetoterapie, care este ceva nou pe piața Raionului Soroca, să zic așa, pentru că mulți care nici nu știu ce înseamnă asta. Avem copii care au venit, practic, nici nu vorbeau, nici nu înțelegeau nimic și au plecat de aici cu bagaj de cuvinte, au început și a vorbi și a se autodeservi, o sumedenie de rezultate frumoase. Asta este motivația noastră, pentru fiecare specialist din centru, că vezi, copilul progresează. Centrul Prochis a fost așa și creat cu sloganul nostru, că de
dragoste pentru copii. Tot ceea ce face, facem de dragoste. Și atunci când iubești ceea ce faci, cu siguranță vei reuși. O adevărată mândrie a Domnului Soroca sunt meșterii populari. Simeon Lungu, din satul Bărin, este cunoscut drept un meșter exclusiv la brodăriilor tradiționale. Costumele naționale de o frumusețe rară pot fi văzute la mai mulți interpreți de muzică populară de la noi, dar și de peste hotare. Studioul de creație fantezie pe care îl conduce se evidențiază în confecționarea de costume frumoase, tradiționale și naturale, lucru rar întâlnit în zilele noastre. Este politică din aceste mici persoane, adică undeva vreo 5 copii, dar 15 sunt maturi, care în primul ecoasă, noi din dacă la 2019 și mai un an, acum practic individual, de adună cu 2-3 primii la consultații, apoi ceva dacă este de lucru, le dă, intră acasă și fac lucrurile care îi se pune pe față. Costumul național este cadă de vizitare a anului noastră și sunt mândru și bucuros că pot face acest lucru în lucrurile noastre organizate, toate mai de ani cu anului noastră. Covorele confecționate la căinarii vechi duc fragmasatului departe peste hotare. Îndeletnicirea Inei Manea, meșter popular cu renume la țesutul covoarelor, a reînviat tradițiile de odinioară. Ea a înființat și un centru de meșteșug unde învață copii din localitate să țese covoare, așternuturi, dar și traiste. La centrul de meșteșugărit Meșterița vin să învețe și turiști de peste hotarele țării. Aici au parte de un atelier în care se deprinde țesutul așa cum a fost odată. Mina Manea a țesut până acum sute de covoare. Multe dintre ele au trecut hotarele țării, ajungând în Germania, Austria, Japonia, Turcia și Statele Unite. Aici cum ești mare sumă. Iar așa am covoare cu tot în cina. Au fost niște reprezentanți, de acolo și am văzut, că aici așa că în 91 am fost la o expoziție la Modesto, a luat o întâi doamnă mea mine de pensionar. Datorită nepoților, avem rămasea de aici în soft, plină cu ghemii, rămase de la, de la mama, de la bunica. Și am scos ghemii, mi-a scos în sub. Nepoților, doamnă, pe acela mijloc. Trebuie să-mi povestesc despre ghemii, unde să iau, cum să iau și așa am început, am căutat de acolo un stativ, așa am venit, ca să le arăt cum să înțeleg. Și de atunci, ei le-au smales, are de 20 de ani. Și, deci, văzând și alții, le-au plăcut. Și eu am hotărât că n-ar fi rău să fie trist copii, să nu speară tradiția, să se spună așa. Și am deschis centru pe niște șoguri, niște rețetă, pentru ținerea secției de cultură, a colecției animale și le activăm. Antreprenorul anului se organizează în fiecare an pentru a reda încrederea deciziile luate de către antreprenori în ceea ce privește afacerea lor, să demonstreze că întotdeauna există o soluție, indiferent de problemele cu care se confruntă. Antreprenorii sunt evaluați în funcție de activitatea de profit, achitările pe deplin la bugetul local și fondul social, crearea noilor locuri de muncă, volumul vânzărilor nete, cifra de afaceri, participări la târguri și expoziții. Una din activitățile Consiliului al Soroca este desfășurarea concursului cel mai bun antreprenor al anului. În anul 2021 s-a dat start acestui concurs și în concurs au fost înregistrat 59 de participanți. După evaluarea condițiilor eligibile, au fost selectați 44 de antreprenori. A fost un an greu, un an pandemic. În evaluare a fost luat în calcul toate condițiile dificile în care ați activat. Scopul acestui concurs este de a scoate în evidență istoriile de succes ale antreprenorilor din Raionul Soroca, care le duc faima și peste hotarele țării. Dumneavoastră sunteți cei care contribuiți la dezvoltarea Raionului, care faceți defalcări în bugetul de diferite nivele. Suntem mândri ca Raionul antreprenori, rezistență, de la care putem să primim și o lecție. Dumneavoastră ați demonstrat acesta în acest an greu cu provocări. Concursul antreprenorului anului este organizat de Consiliul Raional în parteneriatul
de comerț și industrie. Evenimentul constituie un prilej de promovare și recunoaștere a celor mai de succes agenții economici din raion, afirmați pe piața locală, națională și internațională. Pentru mânarea trofeilor, să invit în scenă pe doamna Ala Bordeanu, președinte interimar al Raionului Soroca, și domnul Iurie Tănase, vicepreședinte al Raionului Soroca. Onorată asistență, permiteți-mi să dau citire extrasului de procesul verbal din 8 iunie 2021 al Comisiei Raionale pentru organizarea concursului raional Cel mai bun antreprenor al anului 2020, la care s-a decis de a stabili ca învingător al concursului raional la următoarele nominații. Cel mai bun antreprenor din sfera de producere, întreprinderi mari. Oxana Petrovici, societatea pe acțiuni Alfa Nistru. Gestionează cea mai mare întreprindere de prelucare a fructelor, legumelor și pomușoarelor, are cea mai mare cifră de afaceri din raionul Soroca și a defalcat în bugetul public național peste 21 milioane lei, a implementat sistemul de management al calității și siguranței alimentelor, unde activează circa 470 de angajați, furnizează pe piața internă cât și peste hotarele ei peste 40 tipuri de produse conservate, participă la târguri și expoziții. Cel mai bun antreprenor din sfera de producere, întreprinderi mijlocii. Serghei Derejovski, SRL de Buțor, unicul și cel mai bun antreprenor, producător de mezeluri și produse din carne din raionul Soroca, produce peste 114 tipuri de produse din carne după rețete originale din materie primă calitativă. Ca rezultat al șaselea an este deținător al premiului Zeița Calității, acordat în cadrul concursului Gala Business-ului Moldovenesc, organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. Cel mai bun antreprenor din sfera comerțului, întreprinderi mari. Constantin Andriuța, cooperativa de producție CVA Virocagro, paralel cu comerțul, întreprinderea se ocupă cu agricultura, face export de produse cerealiere, fructe și importează produse de uz fitosanitar. Despre rezultatul acestor operațiuni ne vorbește cifra de afaceri care este cea mai mare în perioada anului 2020. O atenție sporită se acordă modernizării întreprinderii, alocând pentru aceasta mai mult de 6 milioane lei pe parcursul anului de concurs. Cel mai bun antreprenor în sfera de producere, întreprinderi mijlocii, construcții. Locul 1. Pavel Brihuneț, fabrica de materiale de construcție. Întreprinderea și-a început activitatea în anul 1990. La moment este dotată cu echipament modern, linie de sortare a amestecului de nisip și prundiș și concasarea prundișului. Capacitatea de prelucrare totală a liniei este de circa 205-280 mii tone anual. Producția este pe larg utilizată la construcția drumurilor, în construcțiile civile, industriale, material antiderapant, etc. Cel mai bun antreprenor în sfera de producere, întreprinderi micro. Locul 1. Stella Cetulean, SRL Lefrocon. Întreprindere de uscare a fructelor și legumelor, produce fructe în ciocolată care sunt solicitate pe piața internă și externă. Producția întreprinderii a câștigat încrederea consumatorului, dar și aprecierea specialiștilor la diverse expoziții. Locul 2. Ana Safka, SRL Roll Kebab. A fost fondată în anul 2015 ca o afacere de familie și se poziționează pe producerea kebabului autohton, bazat pe produse locale în stare proaspătă și sosuri naturale 100%. Scopul companiei este de a schimba stereotipul fast food nesănătos și a oferi varianta sănătoasă și dietică de shawarma, care poate fi consumată chiar și de copii. Principiul companiei este întotdeauna proaspăt și motoul rapid, gustos și sănătos. Locul 3. Efim Agaki, SRL Armir, producător de încălțăminte pentru bărbați, femei și copii. Utilizând materiale naturale cu o gamă largă de modele, 203 la număr, care se realizează pe piața internă, întreprinderea deține certificat de calitate care confirmă că încălțămintea corespunde standardelor europene. Vă rugăm aplauze!
rugăm încă o dată aplauzele dumneavoastră. Cel mai bun antreprenor din sectorul agrar, întreprinderi mijlocii. Locul 1, Vasile Sochirca, SRL Visagromac. Gestionează 1100 hectare de pământ, din ele 50 hectare de vadă, în rest cerealiere, floarea soarelui și porumb. Dispune de tehnică modernă, în anul de concurs a investit în dezvoltarea întreprinderii circa 4 milioane de lei. Să-i dăm aplauze! Cel mai bun antreprenor din sectorul agrar, întreprinderi mici. Locul 1, Pavel Cebătar, SRL Oclanda Agro. Un bun agricultor cu experiență în creșterea fructelor și cerealierelor, întreprindere pe care o conduce din anul 2013, gestionează 1470 hectare, din ele 33 hectare de vezi, restul culturi cerealiere. Paralel cu organizarea lucrurilor în gospodărie, întreprinderea s-a implicat în amenajarea satului. A fost reparată biserica, oficiul poștal, clubul. Pentru odihna cetățenilor a fost amenajat un mic parc cu fântână și terasă deschisă pe malul Nistrului. Să-i dăm aplauze domnului Pavel Cebătar. Locul 2. Vladimir Ivanov, SRL, Soragrovis. Gestionează peste 1000 hectare culturi cerealiere, 120 hectare de vezi și 20 hectare de legume. Plantațiile sunt lucrate cu tehnică modernă, accent se pune și pe procurarea semințelor de calitate, de aceea o bună parte din investiții sunt repartizate acestui capitol. În perioada anului 2020, peste 9 milioane lei au fost investiți în construcția unui frigider pentru păstrarea materiei prime, o perioadă mai îndelungată. Locul 3. Valentina Marciuc, gospodărie țărănească, Marciuc Valentina. Gospodărie țărănească dispune de peste 60 hectare de levezi, 1000 hectare de cereale, floarea soarelui, porumb, etc. Merge în pas cu tehnologiile noi, a investit peste 3.800.000 lei în dezvoltarea întreprinderii și a făcut defalcări în bugetul național de 292.000 lei. Aplauzele dumneavoastră! Cel mai bun antreprenor din sectorul agrar, micro-întreprinderi. Locul 1, Ghenadie Spinei, gospodăria țărănească Spinei Grigore. Aplauzele dumneavoastră! Locul 2. Andrean Dumitraș. Întreprinderea individuală Dumitraș Andrean. Locul 3. Carolin Albu. Gospodăria țărănească Albu Carolin. Gospodăria țărănească Agrotur Olga. Cel mai bun antreprenor din sfera construcțiilor. Construcțiile reprezintă una din ramurile producției materiale și are ca loc de desfășurare a activităților șantierul pe care prind conturi, precise lucrările de investiții. În ramura construcțiilor, întreprinderile noastre nu realizează numai lucrări de investiții, dar și reparații capitale și curente la obiectele existente, prestări de servicii în construcții, etc. Cei mai buni din cei mai buni în acest domeniu sunt locul 1, Alec Popa, societatea comercială Enotita, SRL. Locul 2, Stelian Costachi, SRL, San Mari Plast. Thank you.
aplauzele dumneavoastră. Locul 3, Ion Vacar, SRL, Vercasa Ter. Continuăm cu cei mai buni antreprenori în sfera prestări, servicii, turism. Valentina Cazac, SRL, Valentina Tur. Agenția de turism a fost creată la data de 19 mai 2010 în municipiul Soroca, astfel de piața serviciilor turistice și a transportului aerian din orașul Soroca, a apărut un jucător nou care în timp avea să devină unul dintre cele mai mari din partea de nord a Republicii Moldova. Aplauzele dumneavoastră! Cel mai bun antreprenor în sfera prestări servicii hoteliere. Mihail Sochirca, SRL, Sergiu. Gestionează un hotel din orașul Soroca, prestează servicii de calitate superioară, are angajați dintre cei mai calificați, primește de mai mulți ani oaspeți atât din țară cât și de peste hotare, care pot savura bucate tradiționale în bucătărie tradițională, la restaurantul central sau băutură la barul hotelului. Aplauze! Cel mai bun antreprenor sfera prestări servicii transport. Transportul reprezintă acel sector al economiei naționale care asigură deplasarea în spațiu a mărfurilor și a persoanelor. El este acel element fără de care nicio societate nu poate să se dezvolte și să se îmbogățească, deoarece infrastructura locală și internațională este una foarte favorabilă. Deci cei care sunt specificați la această categorie sunt locul 1, Valeriu Cuțan, SRL Autoinvest Prim. Locul 2, Boris Tomac, SRL Olto Group. Cel mai bun antreprenor în sfera publicației periodice, Natalia Vrancean, SRL Ziarul Nostru. Ziarul Nostru este compania care are viziunea de a-i face pe oameni informați, oferă servicii de informare populației din regiunea de nord a țării, publicând știri, reportaje, interviuri, evenimente și publicații. Și a propus să ajungă la cel mai înalt standard al calității prin crearea și menținerea unei imagini și atragerea clienților, prin oferirea unor servicii de calitate la solicitare, cu promptitudine și prețuri accesibile. Cel mai bun antreprenor în sfera servicii de consultanță. Locul 1. Galina Ciobanu, SRL al Sedar Studio. Este un centru de consultanță și instruire pentru mediul de afaceri din municipiul Soroca, care oferă servicii de instruire în cele mai interesante domenii de afaceri. Cursuri de contabilitate și unice, cursuri în domeniul alimentației publice și comerț, secretariat, office, management. Aplauze! Locul 2. Natalia Mamutiuc, SRL Elotim Progres. Pasiunea entității este succesul clienților săi. În acest sens, contribuie la reușita acestora printr-un pachet personalizat și complet de servicii financiar-contabile, adaptate în funcție de stadiul și necesitățile entității. Fie că vorbim despre SRL, întreprinderi individuale, gospodării țărănești. Cel mai bun antreprenor în sfera alimentației publice. Sectorul de alimentație publică a cunoscut și cunoaște în continuare o creștere sporită, iar în ultima perioadă transformări și mutații semnificative. Acest lucru punând și mai mult în evidență importanța economică și socială. Alimentația publică este o importantă ramură a circulației mărfurilor care vizează organizarea preparării produselor alimentare și celor culinare, precum și vânzarea acestora populației, în vederea consumului, atât imediat cât și la domiciliu. La această categorie sunt nominalizați următorii antreprenori. Locul 1, Alexandru Volkovinski, SRL Guinea, restaurantul Pris.
Sfera servicii alimentației publice, întreprinderi mici. Locul 2. Boris Tomac, SRL Tomac Impex, restaurantul Primăvară. Sfera servicii alimentației publice, întreprinderi micro. Locul 1. Maria Grigoraș, SRL, Grivadăm, Cafeneaua Nistru. Aplauze. Locul 2, Elena Stavița, întreprinderea individuală Stavița Elena. Locul 3, Roman Stavița, SRL Romlen Tur. Cel mai bun antreprenor din sfera comerțului. Comerțul joacă un rol important în dezvoltarea economică a întregului raion. În primul rând, comerțul este ramura care asigură necesarul de produse și servicii competitive prin crearea unui sistem eficient de comercializare a acestora, dar nu putem să trecem peste atribuția ce îi revine comerțului în completarea bugetului, care asigură stabilitatea financiară, creează condiții de dezvoltare a compartimentelor sociale, sănătate, asistență socială, învățământ, cultură, sport, etc. Cetățenii preferă îmbrăcăminte și produse de calitate la prețuri cât mai accesibile. Nu toți pot răspunde la aceste cerințe, de aceea astăzi au învins cei mai buni dintre comercianți. Cel mai bun antreprenor în sfera comerțului, întreprinderi mijlocii. Locul 1, Valentina Muntean, SRL Arau. Cel mai bun antreprenor în sfera comerțului, întreprinderi mici. Locul 1, Valeriu Achinca, SRL Marconi. Cel mai bun antreprenor în sfera comerțului, micro-întreprinderi. Locul 1, Oxana Trecup. Întreprinderea individuală, Oxana Trecup. Locul 2, Valentina Bebza, SRL Vlamobex. Locul 3. Efim Agachi, SRL Cizbulița. Cel mai tânăr antreprenor, Maria Ivanov, SRL Prokids.
Centru de dezvoltare și recuperare a capacităților copiilor, mai mult cu dezabilități fizice și psihice. Pentru integrare activă în societate. Aurica Pușcaș, SRL Beberoz. Cel mai bun antreprenor inovator, Bogdan Sârghi, SRL Cameleon Art. Cel mai bun antreprenor femeie, Emilia Oțel, întreprindere individuală a Oțel. Cel mai bun meșter popular, meșterii populari prin activitatea și obiectele produse de mâna lor, prezintă puterea adevărată a patrimoniului cultural național. Iar prin efortul lor, în ultimii ani, s-a reușit să revină la valorile autentice ale artei tradiționale. Ei fac lucrări frumoase, păstrează tradiția neamului nostru, ei participă la diverse expoziții care ne unesc în cuget și simțire, deoarece în rezultatul acestei munci apar cele mai valoroase și unicale lucruri. Purtătorii tezaurului național, moștenite de la străbuni, sunt transmise din generație în generație de către următorii meșteri populari. Sergiu Cojocari, prelucrarea artistică a pietrei. Diamania, împletitul din fibre vegetale, lozie. Simeon Lungu, confecționarea costumelor naționale. Țesut artistic. Și Ludmila Prepeliță, croșetare. Aceștia sunt antreprenorii care au avut succese frumoase și remarcabile în anul 2020, când a avut loc concursul. Vă rugăm să le dăm încă o dată o serie de aplauze, fiindcă le merită. Și mai avem o nominalizare din partea Camerei de Comerț și Industrie, care va fi mânată de către doamna Lilia Catru, pe care vreau să o invit în scenă. Se decernează domnul Robert Ieftode, director întreprindere mixtă, fabrica de brânzeturi din Soroca, pentru obținerea nominației cel mai activ membru al Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.
Și acum vreau cu mare drag să ofer cuvânt doamnei Lilia Catruc, director Camera de Comerț și Industrie, Soroca. Stimați antreprenori, majoritatea dintre dumneavoastră sunteți membrii a Camerei de Comerț și Industrie Republicii Moldova. Vreau să vă aduc tuturor felicitări pentru sărbătoarea de astăzi, să vă urez multă, multă sănătate dumneavoastră, colegilor dumneavoastră, dar și familiilor, să aveți putere ca să mergem cu mari realizări și multe succese și în anul viitor. Succes tuturor! Mulțumim! Și acum vreau să ofer cu mare drag cuvânt vicepreședintelui Raionului Soroca, domnul Iurie Tănase. Stimați antreprenori, stimați colegi, onorat asistență, eu voi fi succint. Vreau numai să spun că până mai ieri am fost unul dintre dumneavoastră. Cunosc nu din auzite și nu de la distanță problemele cu care vă confruntați și o să vă confruntați deci încolo. Folosându-mă de ocazie, vreau să vă mulțumesc să mă închin până la pământ pentru tot ce faceți. În primul rând pentru familia dumneavoastră, pentru colectivele de muncă, pentru Raionul Soroca și pentru Republica Moldova. Sunteți cei care faceți ca să ne mișcăm înainte. Vreau încă o dată, în numele președintelui Raionului Soroca, domnul Vislav Rusnac, în numele meu propriu, în numele Consiliului Raional, să vă felicit din suflet cu trofeile pe care le-ați obținut pe merite. Și vreau să vă spun că a fost o comisie foarte obiectivă și s-a ținut cont de toate nuanțele în așa fel încât să învingă cel mai bun. Sănătate multă, noroc, fericire, la mulți ani și aveți grijă de dumneavoastră. Mulțumesc!